În al preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a oficiat astăzi Sfânta Liturghie în capela din curtea catedralei Învierea Domnului din Fălticeni. A devenit deja o tradiție ca în a doua zi de Paști ierarhul să slujească aici cu prilejul hramului locașului de cult. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre milostenie. Darul pe care îl oferim fraților mai mici al lui Hristos și darul pe care îl oferim sfinților biserici, la zidirea lor, la pitarea lor, la noirea lor, aceste două jertfe îndreptate către săraci și către biserici sunt atât de importante și prețioase pentru noi și pentru Dumnezeu, încât biserica pomenește permanent pe tot ceea ce aduc darul și la bine sfintele biserici și aduc aminte de săraci, adică ajutându-i, ajutând pe săraci, cercetând Sfânta Biserică și ajutând la trebuințele ei, ne simțim apropiați sufletește unii de alții. Și nu poate să fie mai mare bucurie și mai mare frumusețe decât, cum zice psalmistul, frații să trăiască împreună sufletește. Pentru că în prezent se desfășoară lucrări de construcție la noua catedrală, sfintele slujbe sunt săvârșite într-o capelă special amenajată în curtea viitorului locaș de cult. După slujbă, ierarhul a vizitat șantierul catedralei. Mai avem de construit până la finalizarea catedralei. Sperăm ca anul acesta să ne apropiem de prima sfințire a bisericii, urmând ca după sfințirea care se face să continuăm cu pictura, cu mobilierul și cu tot ceea ce mai este necesar, cu ceea ce mai trebuie pentru catedrală. Într-adevăr, un moment extrem de emoționant, un moment extrem de frumos, pentru că tot ceea ce înseamnă această construcție înseamnă rodul colaborării și muncii unei întregi comunități, ceea ce este foarte, foarte important. Este o zi minunată astăzi aici la Fălticeni, o zi cu o încărcătură emoționantă deosebită, cu un simbolism deosebit și ne bucură faptul că foarte mulți fălticeneni au ales ca în fiecare an să vină astăzi aici la Sfânta Slujbă, într-o zi de sărbătoare, într-o zi de hram. Lucrările la Catedrala Învierea Domnului din Fălticeni au început în anul 1990.